Maia Sandu este acuzată de fostul șef de stat că ar fi provocat o criză politică după ce a fost aleasă președinte. Liderul PSRM, Igor Dodon, se arată indignat de inacțiunea acesteia și spune că va discuta despre situația creată în cadrul Comitetului Executiv al formațiunii sale, convocat pentru săptămâna viitoare. Într-un comunicat de presă postat pe site-ul oficial al PSRM, se precizează că în țară se atestă o criză politică, constituțională și guvernamentală provocată de inacțiunea actualului președinte al țării. În legătură cu această situație, conducerea Partidului Socialiștilor a decis să convoace luni Comitetul Executiv al formațiunii pentru a discuta despre situația politică dificilă din țară, care s-a creat după alegerea noului președinte. Solicitat de noi, purtătorul de cuvânt al președinției, Sorina Ștefârță, a spus că va reveni ulterior cu un comentariu după ce se va informa pe acest subiect. Anterior, președintele Maia Sandu a menționat că, în contextul declanșării alegerilor parlamentare anticipate, cea mai scurtă cale de dizolvare a legislativului ar fi ca magistrații Curții Constituționale să se pronunțe pozitiv pe sesizarea deputaților PAS, care vor să știe dacă instituția se poate autodizolva.